Reprezentanții PNL Călăraș au prezentat în cadrul unei conferințe de presă trei candidați la funcția de primar. Aceștia vor candida în comunele Nicolae Bălcescu, Frăsineț și Curcani. PNL se află în momentul de față în linie dreaptă în ceea ce privește definitivarea listei de candidaturi la nivel de județ. Încet, încet, organizația județeană PNL Călăraș își lansează candidații acolo unde până acum deși eram în discuții de foarte mult timp, nu i-am lansat. Este vorba de trei colegi, și anume Lascu Ilie, candidatul nostru pentru funcția de primar în comuna Nicolae Bălcescu, domnul Pleșteanu Alin, candidat pentru funcția de primar în comuna Frăsineț, și domnul Popa Bogdan, care o să vină curând, pentru candidatul nostru pentru funcția de primar în comuna Curcani. Vreau să vă spun că toată perioada asta, de cel puțin un an și jumătate, cu toate discuțiile purtate sau afirmațiile făcute de unii sau de ceilalți, Partidul Național Liberal, conducerea acestuia, și aceasta care vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în ultima perioadă, cel puțin un an și ceva, pentru consolidarea organizației, încercăm să găsim soluțiile cele mai bune și cele mai viabile, astfel încât când vom trage linia în ziua la sfârșitul zilei votului, data de 27 septembrie, Partidul Național Liberal să fie pe primul loc, având ca obiectiv foarte clar câștigarea Consiliului Județean, câștigarea Primăriei Călăraș, Oltenița, de ce nu și Fundulea și Budești, pentru a arăta, cum am arătat și până acum, faptul că suntem cea mai puternică organizație de la nivelul județului. Bineînțeles că s-au tot felul de zvonuri, zvonurile lăsăm în spate, noi suntem o echipă puternică și hotărâtă să câștige câte mai multe primării și, bineînțeles, scopul pe care vrea să mai devreme. De asemenea, vreau să vă spun că mai avem câteva localități în care va avea de discutat, suntem în linie dreaptă și urmează perioada următoare să facem întâlnire și cu ceilalți colegi de-ai noștri în fața dumneavoastră. Am avut zilele trecute o întâlnire cu organizația Frăsineț, urmează cu Nicolae Bălcescu și Prințele și cu Curcan, în noua formulă. Sunt chiar încântat de colegii de partid din Nicolae Bălcescu alături de Frăsineț, alături de Alin. Dacă fiecare dintre ei vin la cerutele, noi câștigăm la pas și vreau să le spun cu litere mari. Oamenii fiind foarte hotărâți ca începând din 28 septembrie să existe un nou primar în persoana domnului Ploieșteanu. Bineînțeles că și la Nicolae Bălcescu avem aceeași structură și ținând cont că este un candidat tânăr, ca și domnul Alin, ca și domnul Bogdan, demonstrează că Partidul Național Liberal se înnoiește și porțile lui sunt deschise pentru toți cei care doresc și promovează politica liberală. Am să le dau cuvântul pe rând la cei trei, da? Să vă spun câteva cuvinte. Domnul Lascu. De ceva vreme tot am discuții, am analizat, bineînțeles, structura partidului, demersurile partidului și am decis să iau o tipă când nu e tânără, nu ceva după 45 de ani, mai tânăr, care are o viziune tânără, frumoasă, liberă, deschisă. Se pune ceva într-o comună destul de vechită, spuneți că 24 de ani de primărie cu primar bătrân, noi să facem ceva frumos. Chiar de 3-4 ani susțin și financiar cu burse la școală. Acum de curând, de un an în zile, acum teren de fotbal pentru o echipă de fotbal nou. Susținem tineretul, copiii și sperăm ca cât de curând să facem lucrurile mai bune, gen un asfalt, canalizare. Nu avem nici apă potabilă în 2020. Nu este normal să mai apă potabilă într-o comună. Nu mai avem de gaze, canalizare și asfalt.
cred că se puteau face foarte multe, dar nu dintr-un ușor, ușor se pot face dacă dorești. Nu mai contează ce nu s-a făcut, noi vrem să facem ceva bun în comună. Am ales cei mai tineri consilieri locali care am propus. Lângă mine să facem o echipă tânără, să facem proiecte în comună, bineînțeles dacă se poate și finanțări, în exterior cu mai multe, și lucrurile care au nevoie cetățenii. Școlile sunt deja, dacă și în 2020 avem la credință un WC-ul în curtea școlii, nu se pare normal să avem acum copiii să iasă din școală iarna, să meargă la WC-ul prin frică. De aceea ne-am mobilizat, toți ne vedem în același lucru să facem un lucru bune, ceea ce lipsește în 2020, și noi sperăm că le vom face cât de curând. Ce să spunem, referitor de Partidul Național Liberal, am văzut că pe rândul pandemiei a avut un rol foarte important. Bineînțeles, s-a implicat în toate localitățile, acolo unde a avut și ajutorul și sprijinul celor din localitate, care s-a solicitat în primul rând. Și de aceea am și decis, pe mult timp, să fac această alegere, să vin într-o echipă curajoasă, o echipă puternică. Am văzut că, chiar în timpul pe Sucălăraș, au fost tot timpul la nivel înalt. Și sper să facem de acum încolo lucruri foarte bune împreună. Asta cu politică? Da, am cadat în 2016 din partea partidului M10. Da. Un partid foarte mic, am și pe locul 2, Nicolae Bălsescu, la reprezentă de 90 de voturi. Și atunci m-am tot implicat în opoziție. Tot în M10 sau una? Tot în M10, tot în M10, fiind consilier local, am avut multe obstacole din partea actualei primari, care nu dau numai acum. Okay. Am încercat să mă scoate din consiliu, eu spun lucrurile pe nume, eram singurul consiliu local care întrebam ce se poate face și nu erau de acord. Și tot am s-a desfințat M10? Nu, s-a transformat în realitatea dreaptă. În alt partid sau cu asta. Și nu mai vă regăsiți, înțeleg în... Nu, am ales, nu am ales acel partid. Am ales să avem până la ok, de motivația fiind? V-am spus, îmi se pare un partid puternic la nivel de județ. Și sper că fac un bune alături acest partid. Și dacă mă cărpăta și eu, putea zice, domnule, să vă acuză de drastic politic? Poftim? Dacă, nu știu, vor exista cărpătași care vă spune, ar, stați ok, e drastic politic ăsta. Nu, motivul. Ce le-ați răspunde? Eu mi-am făcut când am fost la 10 ani. Am prezentat partidul la nivel de județ până în 2010, în stațiul de partid mai mult decât Neraș. Și mi-am făcut datoria ca și până acum și ca acum încolo la fel de face. Pregătire profesională? Studii medii. Păi mă scuzați că interaseism politic înseamnă că pleci într-un partid activ și te duci într-un alt partid la fel de activ. De el a plecat dintr-un partid care nu mai există, în mod normal, că n-a mai auzit nimeni de el, și a venit la PNR. Ca și când a plecat de acasă la PNR, nu că vin la M10. Traseism politic, asta e chestie PSD, PNR, PSD. Asta e traseism. Cu ce vă ocupați? Și echipa dumneavoastră cu ce se ocupă cu preponderent? Oamenii care fac parte? Păi se categori. Un coleg în PNR, colegi în confluții, colegi în funde private. Noi am considerat că cei care sunt de vârsta mea și de echipa mea, putem face ceva. Da. Și am ales oameni capabili, spun eu. Foarte mă drag. Cam care e linia pe care vrei să mergeți, Nata, având în vedere că acolo este o comună și... Sunt... Dezvoltarea, cum o vedeți? Pe ce domeni, pe ce... Domenii sunt foarte unii, începând de la, vă spuneam, pe fotare, de canalizare, asfalt... Lăsați de asta de administrație. Deci, dezvoltarea comunei, de unde vorbim, taxele și impozitele. Unde vreți să o duceți? În agricultură, la jocul de noroc, la barul? Nu, primul, agricultura este de planul, agricultura care, de acolo, prin banii, dacă s-ar pune avut, trebuie a trebui. Și activități nu în agricole, aveți dezvoltare acolo? Nu, nu sunt acolo nimic. Nu ne spun nimic. Înțeleg că sunt consilier local? Da, sunt de părere. Sunteți. Da. Câte am încercat, am dat demisia acum din partid de o zile. Ok. Deci până acum ați fost. Da. De aproape 4 ani de zile. Da. Bun. Câte proiecte de hotărâre ați inițiat ca și consilier local? 4. Dar nu ați fost luat în carte. Ok. Câte unul pe an sau? Nu, au fost 3. Până în 2019. Din 2019 m-au tot și care au dat afară din consiliu. M-au exclus. Suntem pe instanță. Nu au convenit că sunt acolo un pion care întreb. Și am făcut de primul acord,
ședință, un proiect de hotărâre, să mai explodă. În continente mai, de ce suntem pe instanță și încă ne judecăm? Cu cine ați avut disensiunile din... Actuala primară. Care aparține? Pe... Pentru că se leagă câteva afirmații din astea, sunt coleg cu doamna Monica Macovelia, că mi-a zis aminte și chiar am vrut să verific acolo asta. Și din asta făcea niște acuzații grave la adresa PSD și PNL. Acum dumneavoastră spuneți că ați venit împotriva unui primar de la PNL și ați avut disensiuni cu dânsul. Doamna Macovelia mai este prin 2007. Eu și-a dat demisia în 2018, dar e vorba de ce s-a susținut pe un partid și cum ați venit cumva acumulat pe acela partid care a fost criticat. De contează persoana din interior. Iar aici, iar în Consiliul Local, ați avut o fricțiune tot cu un reprezentant al PNL. Ce așteptați acum? Să-l dați jos actualul primar PNL? Nu, aștept, nu vreau să dau jos. Deci trebuie să existe un scop, nu? Nu. Începând din momentul intrat în primărie, voi face drepturile ce am făcut, nu voi plafona pe ce a făcut fostul primar. Nu voi căuta ce a făcut, să-mi pierd filmul cu problemele noastre. Să vă răspunde la modul potrivit, de care numele lui. Eu am făcut dacă era departe. Pe cuși, dacă vorge oamenii din comună, domnule, PNL au dat X la noi cu o propunere de primar, nu, ce garanții comună... sunt că noua propunere nu va da la fel X. Nu, dar acea comună a dat X primar, nu PNL. În primul rând, persoană, afară în comună... Dacă ai dat polița PNL-ului, care ai dat de PNL. Dacă ai, nu știu prea multe parte din colegă, știu de primar, care este de 24 ani primar în primărie și nu atât nu. Nu se leagă de PNL. Hai să le dăm unul. Costica de la Nicolae Brăcescu, care e primar PNL, a spus acum câteva luni de zile că nu mai vrea să candideze, că au văzut că e bătrân, că nu știu ce. Din acel moment, normal că am început să căutăm o soluție. Cu cine ieși? Imediat o soluție. Acolo viceprimar, care nu avea nicio șansă. În sondajul care l-am făcut, nu avea nicio șansă să câștige. Dar în sondaj l-am băgat și pe Ilie. Și Ilie a ieșit detașat în sondaj vis-a-vis de ceilalți contracandidați, în niciun caz Costică care zicea că se retrage. Ca să aud pe parcurs că s-ar putea să mai candideze. Nici acum nu e clar dacă candidează sau nu candidează. Dar în momentul în care ai scos Păsărica Făgură și ai spus nu mai candidez, normal că partidul se orientează către o altă persoană. Dacă tu aveai o recomandare foarte clar făcută, foarte bine. Mergeam pe aia. N-am recomandare și noi l-am găsit așa, neant, pe Ilie, care s-a certat primar. Foarte bine. Și dacă s-a certat primarul, care e problema? Asta nu înseamnă că dacă s-a certat cu primarul și actualul primar se retrage, noi nu avem voie să aducem un consilier local, un fost consilier local, care s-a certat cu primarul. Eu asta am vrut să întreb. Aveți, are susținerea noastră actualul primar sau nu are actualul primar? Păi asta am întrebat. Înainte, n-am știut ce a explicat domnul. Dacă se retrage, ce, la ce să răspund? În condițiile acestea, este o prietenă de oameni. Deci, în mod normal, Costi, în mod normal, că trăim într-o anormalitate totală, în mod normal, Costi, că n-ar trebui să mai fie candidat niciunui partid. Din contră, chiar dacă s-a certat cu Ilie, chiar dacă pe Ilie s-ar susține să iasă prima. Că acum se duce Iliuță pe la mie, pe la Costică, și îl mângă, și îl pupă, și arată cărămizile, și s-ar putea să tenteze, Dumnezeu știe ce sunt. S-ar putea să tenteze, dar vă spun acum. Câștigătorii știi mie, clar. Cel puțin ce am văzut în sondaj, de departe. Adică distanța e așa de mare, că e practic irecuperat. În consiliile locale, și dacă la Raj, dacă pregătești o ședință în mod corespunzător și desfășori activitatea în comisii, toate lucrurile care sunt, să zicem, cu tentă subiectivă sau fiecare are ceva de spus, se rezolvă acolo. Dacă nu, în plenul ședinței. Și Ilie n-a susținut niște lucruri pe care în urma cărora să aibă el avantaje. Din contră, el a sprijinul comunității. Acum, ne-a păstit că a avut o viziune și având și majoritatea, oamenii au votat, iar domnul Lascu, având altă viziune, poate, fiind și singur, nu a avut soră de izbândă. Dar asta nu înseamnă că nu ai dreptul sau voie, că mi se pare puțin dur cuvântul, m-am certat sau... Nu, omul și-a spus punctul de vedere în calitate de consilier, fiind votat de foarte mult din localitate și ca atare e normal.
să aibă un punct de vedere al celor care l-a susținut. Da, de să vă întreb ce ponderați sau ce importanță acordați relațiilor cu organizația județeană? Credeți că poate fi un sprijin, nu în sensul că să vorbim să vă scoată prima acolo, în raport cu informațiile, cu politicile, cu atitudinile, cu valorile? Nu putem așa la consiliul local. Trebuie să găsăm un consiliul local, exact în partea voastră. Bună ziua! Alin, plăiește-am. Vreau să încep prin a-mi cere scuze față de locuitorii din comuna Frăsinet, pentru că în urmă cu 4 ani l-am susținut pe primarul actual, Sandu Mintăriuță, și vreau să-i asigur că o să-mi repar greșeala, de aceea, în primul rând, de-aia sunt aici, pentru a-mi repara greșeala față de cetățenii din comuna Frăsinet. Ceea ce privește comuna noastră, începând cu 2016, când a venit în primărie, domnul Sandu Mintăriuță a găsit în comuna noastră, în primărie, un proiect finanțat prin 99% pentru canalizare, cu bani pentru cofinanțare 8 miliarde de lei vechi, ca să înțeleagă și cetățenii comunei ca asta. Pe care, când i-a văzut acolo ăștia 1 miliarde, s-a gândit însul, de ce să mă duc eu să fac canalizare în toată comuna Frăsinet și să nu-i folosesc să vând 10 mașini de piatră pe la, prin satul Bănești, să fac căminul cultural, să renovez cum l-a renovat, o să vedem în viitor. Și alte obiective, încă un cămin cultural tot așa renovat, o să vedem cum a renovat, și s-au dus ăștia cu 1 miliard. Pe deosebire de Bărcesc, acolo au fost bani în comuna Frăsinet, dar s-au cheltuit pe nimic. Despre comuna noastră, ce vreau eu să fac în comuna noastră, în primul rând, școlile din comuna Frăsinet sunt deplorabile, dacă mergeți să vedeți ce se întâmplă acolo, este ceva de nedescris. Școala principală din comuna Frăsinet, unde învață 150 de elevi, cei mai mulți, e într-un stadiu de degradare totală. Vece un fundul curții, deci fără centrală termică, fără absolut nimic. Cum eram eu elev la școala Frăsinet, așa a rămas. Cu sope, terapote, vei, trebuie timpul. Normal că domnul primar nu a vrut să investească bani în școala Frăsinet, fiindcă s-a certat din primul moment cu directorul școlii, care mi-a fost și mie și dânsului director o viață întreagă. A vrut să-l dea afară, acum 2 ani. Am fost singur în comuna Frăsinet, alături de echipa care am avut-o, pe care eu i-am format-o, care l-a susținut și a reușit. Cu 36 de voturi față de contracandidatul de la PNL, a reușit să devină primar. La un an de zile s-a gândit el, băi, stai că trebuie femeie de servici. Am chemat vreo 3-4 femei dacă să-și facă dosare de angajare. Când s-au dus femeile respective la primărie, hai să avem un concurs, nu? Doamna soția domnului primar, care permanent era acolo, toată lumea știe dimineața până seara, le-a spus, păi degeaba veniți, fiindcă și eu o să candidez la funcția de femeie de servici. Și a candidat femeia singură pe poși, uite femeia de servici, soția primarului. Nicăieri în România nu cred că există așa ceva, nu în România, în lume. Primarul să-și pună soția femeie de servici. Așa. La noi, Ilie e cu o problemă, eu sunt cu o altă problemă. Neapărat, dacă o să câștig primăria comunei Frăsinet, să chem neapărat un arhitect, fiindcă nu se poate ce s-a întâmplat acolo. Acele cămine despre care vorbeați sunt folosite? Acele cămine culturale? Acele cămine culturale foarte rar când... Da, le închiriază pentru nunți, bătesuri... Le închiria pe formă, le închiriază. Deci, practic, mai mult le folosite. Mai mult le folosite, bineînțeles.
ducem banii la școli, ne-am dus să... Dar toate căminele, sunt trei cămine, toate, spune dânsul că le-a reabilitat, unul de la, la luptător era deja reabilitat, dar s-a gândit la luptător să mai reabiliteze o dată. Da. Și așa și cu căminul de la Dănești și cu căminul de la Cucăza. Normal, consilierii și-au dat, și-au dat demisia, le e frică, practic, le e frică de el, că se duce și amenință. Dar înainte să-și dea demisia consilierii, i-am lucrat să se prezinte la o ultimă ședință, din care se aprobau banii pentru asfaltare. 7 km, PNDR 2, Comuna Frăsinet. Că tot spunea că nu sunt consiliere de acord. S-au prezentat, i-au aprobat asfaltarea. Am mai băgat încă 1.400.000 să facă o sală de clasă în satul Cupăza cu o toaletă, să o renoveze și cu, și cu un hol. Încă 1.400.000 de lei vechi. Încă acum noi cu apa în Comuna Frăsinet suntem, avem apă, dar suntem varză. Deci nu poți să o bei, nu poți să te speli decât să o dai la găini și să uzi cu ea în, în curte. Și i-am spus, păi, uite, oamenii ăștia vor banii ăștia să îi redirecționez spre apă, de dus, să iei pompe, să chem firme, să, să fie, să facem treabă în comuna asta. Deci, da, să direcționez 30.000, 300 de milioane. Păi, de ce 300? Câți au rămas? 2 miliarde. Pune-i mă, capul mă, și cheamă o firmă să facă... Nu, până la urmă, a rămas la 70.000 de lei, 700 de milioane pentru apă. Studii, ocupații, experiență politică. Experiență politică, am fost consilier local PNL 3 ani de zile în Lehtiu Gara, în partea USL atunci. Și atât. Studii? Facultatea de agronomie. Ocupație? Am în agricultură, societatea agricolă. Domnul Bogdan. Domnule Bogdan Popa. Sunt un apucat de Călăraș. Experiență politică prea multă nu am. Am fost optat acum 4 ani de zile de anumite grupuri de prieteni în localitate. Dacă aș vrea să vă știu cum este, ce fel este. Am fost membru PSD. Președinte interimar al, al organizației PSD în Turcai, până în momentul în care domnul actual primar Gazu, membru PNL, a fost cooptat în PSD, iar eu scos cam pe ușa din dos. Ce pot eu să vă spun este că domnul primar actual este la al patrulea mandat, deci e al patrulea mandat. În 16 ani de zile de când este primar, localitatea s-a degradat, sub nicio formă n-a avansat. Nu știu cine cunoaște exact Comuna Turcani. Comuna Turcani este o localitate în care toate străzile sunt perpendiculare și paralele, cu o deschidere foarte mare. Spațiile unde ar trebui să fie trotuare, cărările care erau când eram noi copii, pentru că trebuie să asfaltați străzile, au rămas pline de vegetație, niciodată n-au fost îngrijite, s-au făcut numai șoselele, nu se poate circula, deci unde e trotuar, nu se poate circula, ori de vegetație, ori de grângi de copacilor. Ce să vă mai spun, în toată perioada asta cât a fost exploatat tot în favoarea lui, deci tot ce s-a lucrat, tot ce s-a investit, tot ce s-a făcut în localitate, s-a lucrat cu firmele de casă, cu apropiați, cu interpuși, cu veni, cu rude, cu vecini, toți au făcut o societate, azi era piețar, mine era mare constructor. Tot în perioada asta, de 6-7 ani de zile, a făcut o societate de bunuri primarul. A arătat și a depozitat la marginea localității, s-a creat o imensă groapă de bunuri. În apropierea și unui rat, se săpau în locul de 5-6-7 metri adâncime, veneau mașinile după toată raza, după toată. După care se vingere și vedeți la aia salubrizarea, se văzau acolo, după care se veneau și s-a stupat cu omul. Și la ora asta sunt niște munți de bunuri. Investițiile tot timpul sunt umflate.
tot ce se face în Comuna Turcani și tot ce este, e umflat, e mărit, ca să vă dau un exemplu concret. La ultima ședință de Consiliu a venit și s-a pus pe masă să aprobăm cheltuielile care sunt, cuvântele care sunt. Se face parcul Comuna Turcani, investiția în parc propusă este de 22 de miliarde de lei vechi, parcul fiind existent. Unde s-au turbat... Parc industrial sau ce este? 22 de miliarde? Asta este, dar 22 de miliarde de lei. Unde s-au turbat, nu știu sigur, cred că un kilometru de alei, s-au montat 20 de stâlpi de lumină, cam asta, care trebuie să arunci pământul, îmbutură, așa. S-au montat 10 camere de video, mai urmează să fie următate dintre 10, valoarea acestora este 194.000 de lei, 1.940.000 de lei de 20 de camere video. Între că sunteți consilier local PSD? Da, eu sunt în momentul ăsta, consilier local. Am înțeles. Acum, ce trecerea la PNL? Ce aștia o demisie de la PNL local? Nu. Având în vedere că a fost ales de un electorat PSD, acum asta. La unele locale, în localitățile mici, e ales un om, nu parte, din câte știu eu. Ce așteptări aveți de la PNL? În primul rând... Și ce a făcut, ce a făcut de clicul să mergeți la PNL? Faptul că domnul primar, care a fost colegi, a trecut la PSD? Sau care a fost de clicul? Ce a făcut acest de clicul primar? Domnul Vasile Iuțăl a făcut acest de clicul. Eu am avut și discuția la Juntar de Județ. La Organizația Județeană. La PSD. La PSD, cu domnul Ilian Iacob, care m-a asigurat că nu o să fie primit niciodată la lucrurile în, da, în Consiliul în PSD. Mare așa. În momentul în care a fost ședința, eu n-am fost invitat, dar totuși m-am prezentat la ședință. Eu am și o filmare de la momentul respectiv. Iar când s-a făcut prezentarea la Turcan, a fost prezentat la Turcan reprezentant la rândul domnul primar Cazaure. Eu m-am ridicat în picioare. Deci lipsa de seriozitate a acuzat. Lipsa de seriozitate, lipsa de implicare. Deci, eu totuși, vă spun sincer, nu credeam, aveam cura să bag mâna în foc, că Aurel nu o să fie niciodată acceptat de conducerea PSD, având în vedere rezultatele noastre ca organizație, care am luptat tot timpul cu el. Deci avea speranță să candidați pe listele PSD-ului, dar pentru că lipsa de seriozitate a dus la această schimbare. Da, totuși, eu cred că un joc era tot un joc pe și un moment a fost votat de către PNL. Domnul Dorin poate să vă confirme, am avut o discuție deschisă și directă, unde eu i-am spus, corect, bune, sunt în echipa asta, merg, bună, rea asta e, dar a venit ziua în care am fost cu spăușa din dus. Acolo e interesul, da. Ok. Ca și consilier local, câte proiecte de autorizare ați venit? Să vă spun, l-am inițiat de pe turnul, pentru că la noi, tot timpul, am făcut mai mult lucruri de detectiv, urmărirea proiectelor, încercarea de împiedicare, de risipirea banului public și tot timpul ne-am luat de piedici. Pentru că, să vă dau un exemplu, nu e rectificarea bugetară. La rectificarea bugetară la Comuna Turcani, ni se pune decât capătul de tabel și codurile, nu ni se spune unde vine banii. Și trebuie să vă adaug și trebuie să te duci de la secretară, trebuie să te duci de la contabil, să spună la dispoziție, să ți arată anumite acte, sunt, nu sunt. Deci, asta am făcut. Tot timpul am încercat să stopez și să eliminez cât se poate risipa banului public și chestiile astea care sunt fictive. Acum, să fim serioși, un parc, 500.000 de euro, mi se pare o sumă enormă, mai ales că parcul era făcut, exista, acolo era decât de amenajat, au fost alei, s-au scos parerele cu aleile vechi și s-au făcut alte alei pe marginea parcului. S-au schimbat vânturile cu alei. Studii și ocupație? Studii medii. Activez în mediul de antreprenoriat. Deci, în firmă de instalații electrice. Majoritatea contractelor sunt în zona Uniunii Europene. Desfășură activitatea preponderent. Cam 80% este la Bruxelles. Deci, în firmă de instalații electrice. Grădinițele și școlile, că spunea domnul director. La noi școlile sunt, într-adevăr, cât de cât renovate, dar acolo este un punct nevralgic și un punct de sincronare a banilor publici. În fiecare an trebuie să văruiesc, să sugeresc, să renovează, să aranjează, dar pe sumă exorbitantă.
Alt exemplu ar fi, s-a demolat, să înceapă extinderea primăriei, s-a demolat trei camere cu angajații primăriei. Dacă nu mă așa, în vara anului 2018, la 9 ianuarie 2019, s-a făcut o ședință de Consiliu Extraordinar, unde s-a venit cu rectificare bugetară de 90 de milioane. Unde merg banii către societatea care a demolat. Care societatea a demolat? Că a demolat muncitorii primăriei. Când am cerut detalii la contabilitate, vă arătați și nouă, hârtie, un act, ceva, nu mi-a dat voie domnul primar. Eu sunt consilier local, cred că ar trebui să pui la dispoziție totul. Încă un exemplu, vin încheierea exercițiului bugetar. Anul ăsta, la ultima ședință, acum s-a făcut încheierea exercițiului bugetar, anul trecut, nu știm cum, nu știm cât, s-a suplimentat pe ordinea de zi, s-a votat în ordine. Am adus în discuție, nu s-a trecut prin comisii, nu s-a făcut nimic. Doar s-a suplimentat ordinea de zi. Când am întrebat de ele, zice, după ședință, mergeți la doamna secretară și intri în posesia lui. Eu votez acum, pe ce votez, pe vorbe? Da, dar dumneavoastră nu ați sesizat organele abilitate, pentru că aveați aceeași poziție. Că declarativ putem să spunem toți că s-a făcut, dar până nu se face ceva schimb cu o dovadă, nu puteți să acuzați. Chiar am avut sesizări, am avut o plângere făcută la parchet. Parchetul are scrisul după care am am atacat un instanță, următoare care de atac este curtea de altă. Deci nu m-am dormit, nu l-am lăsat. Ați fac trebuie. Pentru că, să vă dau un exemplu, e construcția grădinițelor care s-a făcut. În deviz, când am uitat pe el, apare construcția, nu mai știu exact, dar ca exemplu, în 2012 s-a construit grădinița numărul 2. În 2013, aceeași situație de lucrări, acelea lucrări, pregătite, teren, săfat, umpluturi, betonări, dublată. Ca să nu mai spun că, fiind meserie electrician, mă uit în deviz, o grădiniță, o suprafață de 250-350 de metri pătrați, s-a folosit pentru instalație electrică ea 20 km de conductor și 8 km de tub. Apar dozele astea care pune noi. Plasticul ăsta care se prinde o priză, el costă undeva la 1 euro. Sunt folosite niște doze, sunt trecute și demontate niște doze care apar. Sunt mai evaluate. Nu sunt, sunt și modificate, nu există. Deci în proiect nu există doza aia. Iar nu, după care nu, că este făcut o doză care este o doză anti-exemă. Am înțeles, astea sunt detalii, dar considerați că parchetul nu s-a va respins cererea ca nefiind fondat. Și dacă dumneavoastră ați făcut aceste sesizări, mă gândesc de ce parchetul va respins această sesizare. Da, sesizare. Nu înțeles, dacă dumneavoastră îți spune și aici, frumos, în instanță o să luăm o respondere.